Luli! Afară e tuneric și luna răsărit. Închide ochișorii, uite ai adormit. În vise îți apar prietenii tăi, cei năzdrăvani. La 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 năzdrăvani, prietenii noștri năzdrăvani. La 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 năzdrăvani. Năzdrăvanii, episodul 77. Fii atent, Țichi! Ți-am luat-o înainte! Stai puțin, nu așa de repede, mama. Sunt foarte aproape de castelul fermecat. Fii atent la monstru! Mama, hei, pleacă monstrule! Nu! Oh, ai fost eliminat, Țichi. Oh, hai să mai jucăm. Oh, nu acum, scumpule, sunt foarte obosită. Am avut o zi lungă și mă doare capul. Dar vreau să te înving, mamă. Nu e cinstit, tu câștigi de fiecare dată. Am o idee. Mă duc să trag un pui de somn și ne jucăm după aceea. Da? Dar nu o să avem suficient timp. Dacă se face târziu, va trebui să merg la culcare. Îți promit, sper numai să pot dormi puțin. Sigur că vei putea. Numără oi și vei adormi. Problema e că am nevoie de liniște adevărată ca să pot dormi. Bine, va fi liniște, mamă. Noapte bună. Mulțumesc, scumpule. Da. Trebuie să citești cartea asta. E foarte interesantă și foarte incitantă. E vorba despre un copil care pleacă să-și caute mamă. Liniște! Hei! Ce s-a întâmplat, Țichi? Faci gălăgie, o deranjezi pe mama. Dar nici nu e aici. Păi nu, sigur că nu e, se odihnește în camera ei. Este obosită și nu poate să doarmă dacă e gălăgie. Bine, atunci o să fac liniște. M-auzi? Și atunci copilul urcă în tren și se duce tare departe de oraș. Cioc, batem șnițelul mai tare. Hei, liniște. Țichi, ce e? De ce țipi așa? Pentru că faci gălăgie. Pentru că fac șnițele și nu se pot face șnițele în liniște. Păi da, de ce nu faci ceva fără gălăgie, perișoare, de exemplu? Hei, Țichi, am promis lui Țuții că fac șnițele și mama vrea tot șnițele. Dar mama doarme și nu poate să doarmă dacă e gălăgie. E foarte frumos din partea ta că ai grijă de mama. Sigur că am grijă de mama. Are nevoie de odihnă ca să aibă putere să se joace cu mine pe computer și ca să o pot învinge și eu. Și ăsta este un motiv foarte serios. Ei, voi încerca să fac mai puțin zgomot. Mulțumesc, tată. Liniște! Nu mai striga, Țichi! Faci gălăgie cu cântatul, te rog frumos, încetează! Haide! Trebuie să repet pentru spectacol. Joc rolul unei dansatoare și mâine am repetiția finală. Repetă în liniște. Și mai încet. Mai încet. Așa nu mai aud nimic. Păi e musai să dansezi în mijlocul camerei. Tu te mai aproape de aparat. Nu. Așa nu se poate. Da? Bună, aici locuiește familia Bombonică? Nu, ei locuiesc la etajul 2. Aici locuiește familia Năzdrăvană. Mulțumesc și scuze. Liniște! Liniște! Ah, Țichi. Mamă, nu mai dormi.
Dar ce, te-ai odihnit? Te-ai odihnit destul? Sincer, nu prea, a fost multă gălăgie. Nu se poate, mamă. Eu am fost atent și am încercat să păstrez liniște. Când cineva a încercat să facă gălăgie, eu spuneam imediat: liniște! Exact. Când încercam să adorm, auzeam liniște și iar mă trezeam. Poate că m-am străduit prea mult, a? Cred că da. Atunci înseamnă că n-ai destulă putere să te joci cu mine, nu? Am suficientă putere pentru un singur joc. Bine? Da! Hai! Acum sigur o să te înving, mamă! Crezi? 1, 2, gata! Sunt înainte!